George? Băi, câte lucruri au apărut pe lumea asta. Eu prima dată când mă intersectez cu scaune de copil între 500 și 3000 de lei, când am auzit 3000 de lei, mi s-a pus așa un nod în gât, domnul Bursucu. Bine, tu acolo la Trucoia n-aveai cum să ai scaun de mașină la căruță. Unde ne legau în căruță, făceam așa în căruță. Eram ce scaun, tată, dacă a căzut din căruța aia, luăm noi mai târziu, vine un vecin cu altă căruță. Se murdărește de praf, dar îl șterge, mama, e. Regula celor 3 secunde. Hai să sufla pe el și aia. Auzi, dar tu cum ai fi putut să mergi cu spatele către, știi, către sensul de mers în căruță. Să știi că de multe ori mergeam, pentru că eram multe rude într-o căruță, că treia să le iei pe toate la câmp și vedeai praful. Da, da, tu de multe ori mergeai după căruță, nu cu spatele la căruță. Eu mai alergam după alergai aia. După ea. Da. Cum alergam noi după tramvai în București când eram mici. Aaa, ce popești, colegul, lasă! Să vezi cum e să stai pe o bară de aia la căruță, că era ieșit așa, și să stai să te îngrămădești, că tu ești copil, doar da. Tu puteai să încapi pe ea. Noi pe bara de la tramvai. Lasă. Da, să nu faceți așa. Ceva nu, copii, așa nu. Ceva nu. Plus că acum nici nu mai există tramvaie de alea cu... Nu mai sunt. V-am adus știri, domnul Bursucu. Mă știți doar că sunt un om informat. V-am adus lucruri pe care nu cred că le-ați mai auzit. Cum ar fi? Un bulevard din Craiova are canalizare, atenție, doar la casele cu numere impare. Ce? Deci imaginați-vă așa o stradă. Au venit băieții ăștia și au făcut canalizare doar pe partea asta. Vecinii de pe partea cealaltă nu s-a putut face treaba asta. Și eu mă gândesc că probabil vecinii vin să mai fac o băiță la vecine, dacă pot să vin și eu la tine am la căldură. Am aia pe caldă, de ce? La mine practic n-am mai ajuns seama. Lasă-mă că și eu am pățit-o dimineață la prima oră cu apa caldă. M-a lăsat apa caldă fix după ce m-am înmuiat. Mi-am dat cu tot felul de gel de duș și așa. Și m-a lăsat apa caldă la 5 dimineață. S-a stricat boilerul, băiatul. Să dea Dumnezeu sănătate, că am prosopul ăla, trebuie să-l arunc. Ce da. Știri mai avem? Mai avem o știre foarte interesantă. Cât câștigă pe zi și pe lună la Cluj un curier care livrează mâncare? Pentru că știm cu toții, curierii au fost eroii pandemiei, pe lângă doctori și așa. Erau la mine în fața ușii în fiecare zi. Am avut nevoie de ei. Poate v-ați întrebat vreodată cât câștigă. Avem un curier care a făcut un vlog despre asta. Programul de muncă este de 9 ore. Un curier a realizat un vlog cu o zi de lucru. La final, după 9 ore, de la 11 la 21, acesta a făcut 21 de curse. Asta înseamnă 13 lei pe cursă. Iar venitul obținut a fost de 274 de lei. Plus 20 de lei bacșiș. Bravo, Georgic. Mi se pare puțin două. Ai dat idei de muncă, de să... bravo, toată lumea acum la curierat. Ce să mai... Deci... Foarte bine, dar uite, muncă, adică curierul a parcurs 90 de kilometri, ceea ce e muncă multă. Într-o zi. Într-o zi. Și a consumat 2,7 litri de motorină folosind un scuter pentru livrări. Bă, 90 de kilometri deci cu scuter. Deci trebuie să știi să mergi cu scuterul. Dacă unul te-ai fi pe bicicletă să faci 90 de kilometri... Adios. Și ia gândește-te, aici a fost în Cluj, dar în București cu scuterul, da. E o poveste. Bun. Bine, în București chiar dacă vrei să faci bani trebuie să mergi pe scuter, cu mașina nu merge. Nu merge. Faci aproape 3000 de lei pe lună. Mai bine, într-o lună de 20 de zile, consumul de carburant la scuter, mă rog, e la un scuter de 54 litri, 430 de lei. Bun. Iar venitul, fără weekenduri, este de 5400 de lei. Ia ustat. Deci... Bine, a mers și în perioada asta cu pandemia, a rupt. Au fost... Mamă, 2 ani curierul era viața ta aici, nebun. Deci că comandai mâncare, da. Pachete, curierul, the rules, tată. Asta dacă muncești doar 20 de zile. Că au fost curieri, eu am cunoscut pe cineva care mi-a povestit că a muncit 30 de zile, pentru că a spus că merge atât de bine încât vreau să fac devin foarte milionar. Mult mai. Și el a câștigat, sau o medie ar fi, de 8100 de lei. Ceea ce... Hai să fie primit. Mai avem vreo știre? Mai avem o știre. Ia. Mai avem și o... mondenitate, ca să-i spunem așa. David Beckham și-a cedat contul de Instagram unei doctorițe din Harkov, care a postat imagini din maternitatea orașului asediat. Întrebarea mea e cunoscut David Beckham? E cunoscut. E cunoscut. Are câteva milioane, multe. Are câteva milioane. Vreo 70 de milioane de urmăritori avea. 71,5 milioane de urmăritori. Da. Pe tot parcursul zilei de duminică a postat pe Instagram stories doctorița, videoclipuri și fotografii din maternitatea orașului aflat sub asediu forțelor ruse. Bun, deci a dat Instagram o singură zi. O singură zi, dar... gestul frumos, mai ales că foarte acum, frumos. Dacă îmi permiți o glumă, nu știu cât mi se permite, dar o să o dau, că dacă tot mi-a dat-o dragul și în cască și e bună, e păcată aia. Da. David Beckham nu ține Instagram-ul doar pentru creme. Vezi? Nu mai face și fapte bune. Foarte frumos. Și mai ales să apară pe Instagram-ul tău imagini dintr-un subsol strâmt în care au fost evacuate
evacuate toate femeile însărcinate și proaspete mămici în prima zi a sediului. Îți niște imagini puternice. Da, cu un impact puternic emoțional. Doamnă și domnule, cum stăm cu astrele? Hai să aflăm dacă peștele intră în berbec. Berbecul se duce în capricorn. Capricornul, mercur retrogram, a zăpăcit în dimineața asta Viviana zile, că dacă nu o iau, arandeaua, băi.